Orașul este cel care a dat tonul petrecerii dintre ani și a impus revelionul în mentalitatea colectivă acum mai bine de 100 de ani. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, revelionul era prilej de petrecere cu dichis, mai degrabă pentru protipendada românească. Abia mai târziu, obiceiul a fost preluat și de mica burghezie și s-a răspândit după primul război mondial. Dar nu se mergea pe atunci la restaurant, la discotecă sau la concerte în aer liber. La început, casele boierești au fost locul de întâlnire și de petrecere pentru înalta societate. Gazda se pregătea cu o lună înainte, scoțând argintăria, tacâmurile de argint, porțelanurile și mesele erau întinse. Au fost și baluri care se dădeau aici și pe care le dădea bunica mea. Deci a fost unul din centrele mondene. Balurile erau și ele evenimente mondene importante, prilej de socializare și de etalare a ținutelor elegante. Foarte populare erau balurile mascate. Înainte ca restaurantele să organizeze revelionul, erau celebre balurile de la începutul lui ianuarie, care deschideau calendarul monden al anului. Cele mai frumoase baluri erau la Palatul Suțu și la Palatul Regal. Acestea erau însă de cele mai multe ori petreceri private, ținutele elegante, dansul și conversația erau obligatorii. Erau petreceri unde veneau și prieteni, nu numai rude de sânge, și invitații de onoare, printre ambasadori sau reprezentanți străini al unor firme și intelectuali. Nu era o petrecere care se consuma în spațiu public, cu ieșiri, cu artificii. Asta nu, însă erau foarte clar circumscrise unui spațiu în funcție de statutul social. Mai târziu, restaurantele hotelurilor cu tradiție propuneau clienților revelioane cu stil. Casa Capșa sau celebrul Hotel Continental de pe Calea Victoriei își primeau oaspeții cu meniuri fine și muzică bună. Aduceau câte ceva din fiecare bucătărie europeană mai importantă, pentru că aveau bucătarii, maestri, și cofetari și patiseri cu școală făcută afară. La Cercul Militar Național se organizau petreceri pentru ofițerimea română apropiate de petrecerile corporatiste din zilele noastre. Și la Hanul lui Manuc se organizau revelioane acum 100 de ani, iar rezervarea trebuia făcută din vreme. Tineretul anilor 20 mergea de revelion la ceaiuri dansante.